Aici am cele trei forme, haideți să iau și una cu cărniță. Voi acasă faceți-le cum vă plac. Vă salut, prietenii mei gurmanți! Am revenit la o rețetă turcească, mantă, macaroane umplute cu carne. Haideți să vedeți cum le pregătim, mulți dintre voi știți despre ce e vorba, alții sunt asemănătoare cu ravioli, cu tortellini, nu știu cum le mai numiți, macaroane umplute cu carne, făcute vai sevi acasă. Dacă nu vreți cu carne, vă arăt cum să le faceți cu brânză, cu spanac, cu tot ce vreți. Hai să începem rețeta. Haideți să prezint ingredientele și le-am pus așa pe categorii. Prima dată pentru aluat. Folosesc făină. Eu am folosit 3 pahare de făină, sunt aproximativ 300 de grame de făină. Ingredientele vi le las scrise. O făină de uz comun. Apă, 180-200 de mililitri de apă, văd câte folosesc. Un ou și o linguriță de sare. Pentru aluat am terminat. După aia, cu ce o să umplem aceste macaroane? Carne tocată. Folosiți carnea tocată care vă place mai mult. Eu am folosit carne tocată de vită. Ceapa mea era prea mare. Opa, folosesc jumătate de ceapă, o sorad. Nu este obligatoriu, dar ca să-i amplim puțin gustul. Și condimente, foarte simplu, o linguriță de sare, 2-3 grame de piper și o linguriță de fulgi de ardei. Dacă nu găsiți fulgi de ardei, boia de ardei. Și încă o opțiune care vă las aici, brânză amestecată cu pătrunjel, tocat mărunt. Cum ați văzut plăcintele la tigaie, brânză cu pătrunjel. Brânza cu pătrunjel dă un gust extraordinar, mai bun decât mărarul. Voi probați, dacă nu puneți cu mărar, cu ce vreți. Eu vă dau idei, voi adaptați-le la gustul vostru. Avem nevoie aici, am folosit 3 aurțele mici și un cățel de usturoi, o să vedeți cum îl folosesc. Dacă nu vă place usturoiul, nu este obligatoriu. Și la sfârșit, o lingură de unt, 50 de grame de unt, fulgi de ardei și mentă uscată. Nici aceasta nu este obligatoriu. Rămâneți cu mine să vedeți cum le combin și ce gust extraordinar o să găsim la noi acasă. Prima dată încep cu aluatul. Dau totul la o parte și încep să frământ aluatul cu castron. Hai. Îi adăugăm făina, îi punem o linguriță de sare. Îi adăugăm oul, începem să-i adăugăm apa. Nu adăugați toată apa, vedeți? Eu adaug așa puțin, cam și eu. Și le amestecăm. Trebuie să formăm un aluat de consistență. Punem puțină făină pe masă. Așa. Și scoatem aluatul. Gata. L-am frământat aproximativ 5, 6, 7 minute, nici nu știu cât. Ia uitați cum trebuie să iasă. Un aluat de consistență tare. Acum, tapetăm acest castronel cu puțină făină. Punem biluța noastră aici, pe deasupra făină, imediat o acoperim cu o cârpă de bucătărie sau cu un șervețel să nu se usuce. Eu mă spăl pe mâini, voi dați un like, prietenii mei gurmanți, abonați-vă la Sevi Acasă, strâng aici și încep cu carnea. Hai, începem cu carne. Carne, ingrediente, condimente și ceapă. Iau bucătarea și începem să radem ceapa. Prietenii mei gurmanți, iar am plâns. Vă spun, puteți să faceți și fără ceapă. Acum îi adăugăm carnea, condimentele. Și cu mâna bine spălată sau cu o lingură, cu ce vă face vouă plăcere mai mult, le amestecăm bine. Această compoziție adaptați-o la gustul vostru și aici puteți să puneți chimion, câteodată pun chimion, puteți să folosiți carne de curcan, de porc, de ce vă place vouă mai mult, da? Bucătăria este liberă, eu doar vă dau o idee și voi o dezvoltați. Gata, am amestecat-o bine și o lăsăm aici până îi vine. Aluatul nostru trebuie să stea, să odihnească 10 minute, acum iau usturoiul și îl rad aici peste iaurt. Dacă vouă nu vă place usturoiul, nu sunteți obligați să-l folosiți. Eu folosesc un cățel de usturoi. Voi folosiți mai mult sau mai puțin. Adaug și puțină sare. Și îl lăsăm și pe el în repaus până-i vine rândul. Haideți să continuăm cu aluatul. Punem puțină făină pe masă. Așa. Uitați aluatul nostru. Și acum în funcție de cât de mare aveți masa, bancul de lucru, puteți să tăiați biluțele mai mici sau mai mari. Vedeți? Eu le tai cam așa. Facem 3 biluțe. Așa. Și pe asta la fel. Cum v-am învățat și la rețeta de pizza, tot cum să tăiați biluțele. Le pun puțină făină pe deasupra. Și aici, ca să putem să le întindem cât mai bine, le lăsăm în repaus 50 minute, prietenii mei gurmați. Abonează-te la Sevi Acasă. Am totul pregătit. Haideți să începem. Iau prima dată această biluță. Tapetăm masa bine cu făină. Așa. Punem puțină făină pe el. Și începem să întindem foaia. Nici prea subțire, nici prea groasă, nu trebuie să o întindeți. Da? Prima dată o să facem foaia în formă de pătrat dreptunghi aproximativ. Nici prea groasă, nici prea subțire. Acum ce o să fac ca să le tem aproximativ egal? Iau aici făcălețul meu și încep să le tai astfel ne ies aproximativ egale. Bun, acum începem din acest capăt și procedăm la fel și începem
să le umplem. Faceți biluțe micuțe așa, cu mâna bine spălată și începem să punem pe fiecare puțină carne. Aici începe treaba migăloasă. Filmează-mă un pic să le spun la prietenii mei gurmanți cum să procedeze. În ziua când aveți timp și aveți chef să faceți, le faceți, le umpleți, le lăsați la cuptor puțin ca pe mucenici să se usuce, apoi le puneți în punguțe la congelator și când aveți chef doar scoateți din congelator și aveți rețeta. Haideți, nu vă plictisesc, imediat vă arăt cum să le faceți. Pe le-am umplut pe toate aici, pe o hârtie de cop punem puțină făină, pentru că aici o să le așezăm imediat. Ce vreau să vă spun, dacă le faceți mai micuțe, sunt mai migăloase. Puteți să le faceți puțin mai mari și astfel nu vă complicați. Haideți să încep să le iau și să vedeți cum le închidem. Uite, așa. Așa. De forma aceasta, aproximativ, o să le fac pe toate. O altă formă care puteți să o faceți mai simplă, le închideți în triunghi, așa, vedeți? Și nu vă complicați. Dacă vreți să le faceți mai mari, nu sunt chiar așa migăloase. Vedeți? Puteți în triunghi, împătrat, cum vreți voi. Eu continuu. Am terminat prima foaie. Haideți să vă arăt. Între timp, uitați, acestea sunt moaie. Ce faceți? Le luați și încă o dată. Unul dintre secrete și este foarte important, că nu este un secret, este dintre punctele clave, aluatul trebuie să fie tare. Dacă aluatul este moale, nu o să vă iasă bine. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, nu faceți cum am făcut eu, am făcut pentru video, ați văzut că le-am tăiat pătrățele mici și apoi le-am umplut toate cu carne. Voi nu faceți, tăiați și umpleți carne, iar tăiați, dacă nu, se pot înmuia. Și eu am avut nevoie de ajutorul cameramanului aici ca să le terminăm repede. Haide! Sub foaie trebuie să aveți făină, dacă nu, nu puteți să le mai scoateți. Așa. Frumos, cât se poate. Acum trecem la a doua formă. Fiți atenți, iau un pahar, cu cât mai mare mai bine, așa le facem puțin mai mari. Și ne tăiem forme rotunde. Gata. Acest aluat, vedeți, o să îl refolosesc. Vedeți? Acest sistem nu este așa de migălos. Haideți să le umplem și aici o să pun brânzică. Luăm puțin, le luăm un așa frumos, punem puțină brânzică, nu multă. Și le închidem în semilună. Le închideți așa bine. Puteți să le faceți o formă așa de coadă. Cum vreți voi la voi acasă, vedeți? Puteți să-i dați forma. Și acestea sunt mai mari. Eu o să le pun imediat pe foaie și o să continui. Știu că cele rotunde sunt cu brânză. Bine, voi puteți să le puneți tot cu carne, cu ce vreți. Dar ca să nu migăliți atât de mult cum am făcut eu la primele, doar v-am arătat, vă recomand să le faceți așa. Așa, Sebastiane. Le punem frumos și continuăm. Sebi acum trece la fiert și mi-au oala de aici. Din mostrador, este curată, sănătoasă. O umplu cu apă, o punem la foc. Adăugăm o linguriță de sare. Ștergem făina după aragaz. Așa, să nu dea urât. Aici am masa cu totul pregătit. Ce vreau să vă spun? Pe hârtia de copt presărați bine făină ca să nu se lipească, da? Să nu fie din cauza mea. Și acum când începe să fiarbă, le punem la fiert. Acum când apa a început să fiarbă, îi adăugăm raviolele noastre. Sau mante, sau macaroanele, cum vreți voi să le numiți, vedeți? Așa, nu sunt uscate, au oprit fierberea, îi dăm foc un pic mai tare. Și le lăsăm să fiarbă aproximativ, o să vă spun exact în funcție de cât este de mare, 15 minute până se ridică sus și le probăm, da? Le scot pe primele, vedeți? Aproximativ 15 minute, că sunt micuțe, voi trebuie să le probați. Timp, haideți să înaintăm și continui. Pregătim sosul final, da? Nu este obligatoriu, dar eu îl pregătesc să vi-l arăt. Adăugăm untul și să nu arde untul, îi pun puțin ulei. Când s-a topit untul și începe să fiarbă, adăugăm menta și fulgi de ardei. Dacă n-aveți, puneți boia. Dacă nu vă place menta, nu folosiți. Aici sunteți liberi să folosiți ce vreți voi. Vedeți cum să fie? Puteți să puneți puțin bulion. Faceți sosul după gustul vostru. Eu îl las aici câteva secunde, 10-20 de secunde să se încingă bine. Avem sosul pregătit, macaroanele fierte, acestea mai au puțin și haide să trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanți. Acestea o să le fac după aia, să nu vă plictisesc. Pic de sos deasupra. Așa. Și în timp ce fierb celelalte, eu trec la momentul cel mai așteptat. Haideți să vedem, le amestecăm bine și le probăm. Da, așa că nu mă satur. Prietenii mei gurmanși,
lucru făcut acasă se cunoaște. Puteți să cumpărați voi de unde ați cumpăra aceste macaroane sau raviole, cum le ziceți, mantă, că acest gust nu-l puteți să-l obțineți. Și cum v-am spus, voi adaptați-l la gustul vostru. Umplu o gură, mai iau o gură și trec la celelalte. Haide, nu m-am săturat, haide să le probăm. Uitați cum au ieșit. Puțin. Vedeți, sunt mai mari. Foarte bune și ele. Dar credeți-mă, cele mici sunt mai migăloase, dar sunt mult mai gustoase. Pe acesta nu o să-l mai mănânc tot. Când mai am, să le probez pe cele cu brânză. Probez pe cele cu brânză, le probez și pe ele. O, așa. Eu am folosit o brânză de oaie. Voi folosiți brânza care vă place mai mult? Incredibil de bune. Brânză cu pătrunjel. Nu, probați și cu mărar dacă vreți, dar cu pătrunjel dă un gust mult mai bun decât cu mărar. Da? Prietenii mei gurmanți, atâta tot pe ziua de astăzi. Vă pup, nu uitați unde v-ați salvat să-ți iubiți. Și probați această rețetă și îmi spuneți cum v-a ieșit. Vă pup! Bye, bye! Vă pup, prietenii mei gurmanți, sunteți iubiți!